Textul din seara aceasta este din Matei, capitolul 6, versetul 22 și 23. Iar după aceea un singur verset din Proverbe 27 cu 19. Întâi Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 22 și 23. Și dacă s-a găsit, haideți să ne deschidem inima și să lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne pătrundă în seara aceasta. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Proverbe, am spus. 27, versetul 19. Cuvintele înțeleptului Solomon. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile pe scaune. Cred că nu la voia întâmplării suntem în seara aceasta aici, în mijlocul vostru, și ne bucurăm de lucrul acesta, ne bucurăm de Dumnezeu care știe cum să facă toate lucrurile, să ne minunăm de căile Lui și să spunem glorie Domnului pentru toate. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți cei care ați ales în seara aceasta să fiți la părtășie, dar mai mult decât atât, mă rog ca Domnul să aibă un cuvânt pentru fiecare în parte dintre noi. Mă rog ca Dumnezeu să ne schimbe în seara aceasta, să ne transforme în seara aceasta, pentru că prea mult în bisericile noastre predicăm și oamenii pleacă așa cum au venit. Sau poate chiar și mai rău. Și spunea Pavel, când vă strângeți, vă strângeți să vă faceți mai răi, să vă laud pentru asta. Și auziți, există o boală și dacă cumva boala aceasta este și în adunarea aceasta, mă rog ca Domnul Iisus Hristos o vindece în seara aceasta. E vorba despre Ezechiel, capitolul 33, la versetul 30 până versetul 32. Și în seara aceasta e foarte important să fim sinceri cu noi, să ne recunoaștem dacă ne găsim în astfel de lucruri, și să primim mustrarea Domnului, pentru că mustrarea Domnului este spre vindecarea noastră. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia fiecare fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Până aici e minunat, foarte frumos. Și vin cu grămadă la tine, extraordinar, de lăudat. Stau înaintea ta ca un popor al meu. Nota 10. Ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și scusit la cântare pe corz. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Amin. Oare facem parte din aceștia? De câte ori ai simțit că ți-a vorbit Dumnezeu? Ai simțit așa, înăuntrul tău, că chiar ție îți vorbește. Nu a mai fost nici o umbră de mutare, că e pentru altcineva, că s-ar putea să fie așa, că s-ar putea să fie altfel. Ai simțit că ți-a vorbit Dumnezeu, dar ai ieșit afară nepăsător și ai spus, se poate și așa. Mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să ne trezească pe fiecare în parte și să înțelegem că cuvântul Domnului e duh și viață. Și dacă vrei să rămâi în picioare într-o vreme ca aceasta, dacă vrei să poți să fii biruitor într-o vreme ca aceasta, va trebui să ai la bază, la temelie, cuvântul lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să-L asculți în toate lucrurile, nu numai atunci când ne convine, nu numai atunci când ne place, ci și atunci când ni se pare greu, când ni se pare imposibil, când ni se pare o nebunie.
Când Dumnezeu ne spune un lucru, haideți să punem totul în practică ca să putem împlini voia lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-și găsească plăcerea în noi. Știți ce facem noi de multe ori? Ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta, ei fac asta, nu fac. Na, păi nici eu nu mai fac. Dumnezeu vrea să scoată oameni care să fie lumină, care să fie un model, prin care să-i mustre pe ceilalți prin faptele lor. Ascultați-mă bine. Ne-am obișnuit să mustrăm doar cu vorba, să mustrăm doar cu cuvântul și când se uită la noi, suntem mai răi ca și ei. Dar Dumnezeu, când ne schimbă caracterul, când ne schimbă comportamentul, însuși prezența mea într-un loc, poate să-i pună pe toți ceilalți într-o stare de pocăință, să zică, oh, nu sunt așa, nu sunt cum trebuie și începe Duhul Sfânt, fără să scot eu o vorbă. Nu sunt așa cum mă vrea Duhul Sfânt. Ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc. Doamne, ridică astfel de bărbați în locul acesta. Ridică, Doamne, astfel de surori în locul acesta, care prin îmbrăcămintea lor, prin purtarea lor, prin vorbirea lor, să schimbe pe ceilalți. Aleluia! Extraordinar! Cuvântul în seara aceasta, faptul că a fost prin prorocie, acel cuvânt, dacă ochiul este sănătos, tot trupul este sănătos, mi-a deschis ușa aceasta în cuvântul acesta și am zis, dacă asta e voia Domnului să vorbim în seara aceasta, Domnul să atingă inimi. Domnul Iisus vorbește despre ochiul acesta și îi se pare, unde aveți un ceas aici? Nu este. Slăviți să fie Domnul. Faceți-mi semn. Stăm aici, suntem gata să ascultăm cuvântul Domnului, dar nu oricum, ci cu gândul să împlinim. Amin? Pentru că s-ar putea că dacă Dumnezeu... Auziți, de multe ori cerem să ne vorbească Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește și pentru că suntem nepăsători și plecăm dinaintea Lui așa, după aceea nu mai ne vorbește. Și atunci tot noi plângem și spunem, Doamne, de ce nu mai îmi vorbești? Doamne, de ce nu mai îmi răspunzi? Doamne, de ce nu mai ești cu mine? Dumnezeu investește în noi tot mai mult atunci când stăm la dispoziția Lui. Amin? Ajută-ne, Doamne, să fim în ascultare. Domnul Iisus Hristos predica și m-a mirat că a pus atât accent pe lucrul acesta. Ochiul nostru să-l facă cel mai important mădular din trupul nostru și astfel să zică, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău e sănătos. Extraordinar. Și dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este în întuneric. Extraordinar. Doamne, dar ce vrei să zici cu asta? Ce se întâmplă? De ce e ochiul nostru așa de important? De ce trebuie să fim așa de atenți cu ochii noștri? Și în Apocalipsa spune biserica din Laodicea, oh, pentru că zici că m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, sărac, orb și gol. Și îl sfătuiește Domnul să ia lifie de la el, să-și ungă ochii ca să vadă. În seara aceasta mă rog ca Domnul să treacă cu alifie pe la ochii noștri, ca să ne deschidă ochii să vedem clar voia lui Dumnezeu. Pentru că de prea multe ori cel rău pune ceață în ochii noștri și ne lăsăm și noi duși așa cu privirea să ne uităm în alte părți ca să nu înțelegem voia lui Dumnezeu. Dar în seara aceasta Domnul se atinge de ochii noștri. Să vedem adevărul. Amin. Și mă gândeam, Doamne, dar de ce ochii? Înțeleptul Solomon și-a dat seama de un lucru. Omul acesta înțelept, el a văzut că în apă, că atunci nu era oglinzi ca și astăzi, a văzut în apă chipul său, ca și într-o oglindă, da? Astăzi avem oglinzi. Și a observat el ceva, că chipul din apă imită tot ce face el. Dacă zâmbește, și chipul din oglindă zâmbește înapoi. Dacă se încruntă, și chipul din oglindă se încruntă înapoi. Bun, ok, asta și-a dat seama toți, că imităm ceea ce vedem. Dar problema este că spune că tot așa răspunde inima omului, inimii omului. Tot așa este și între oameni. Adică dacă mă uit la fratele și îi zâmbesc, el zâmbește la loc. Dacă eu mă port frumos cu el și el se poartă frumos cu mine. Mai mult decât atâta,
un copilaș mic, un bebeluș care se naște într-o familie, el, care nu cunoaște nimica, imită ceea ce vede. El nu știe ce aia zâmbet, nu știe ce aia încruntare, nu știe niciun gest la ce e bun, la ce folosește. Dar faptul că vede pe mămica lui sau pe tăticul lui că zâmbește, zâmbește și el înapoi. Și așa învață el, se uită la ceilalți că încep să umblă și se ridică, vrea să ridice și el pe două picioare să umble ca și ei. Vede că ei mănâncă cu cuțit, cu furculiță, cu lingură și își dă silința și el ca să mănânce ca și ei. Văd că încep să bată din buze și vorbesc. Și începe să vorbească și el cum vorbesc ei. Niciodată nu o să vedem în familia noastră că un copilaș o să vorbească chineze, dacă nu a văzut în viața lui chinezi. O să vorbească ceea ce este în casă. Problema este ce vede în casă. Că dacă e o familie pocăită și vede lucruri pocăite acolo, vede rugăciune, vede cum părinții se înțeleg, vede cum vorbesc frumos unul cu altul, asta va învăța să facă și el la fel. Dar dacă ei se înjură toată ziua, și copilul la rândul lui o să înjure. Știți că spunem de multe ori, dacă tata e hoț, și copilul o să fie ca și el. O să meargă pe urmele tatălui său, o să meargă fata pe urmele mamei sale, pentru că se uită cum fac ei, fac și ăștia la fel. Acum, ce vreau să zic este, de ce se întâmplă asta? Ce este în ochii noștri când ne uităm la cineva să facem și noi ca ei? Nu? Că, haideți să fim sinceri acum. Fântânele, un stil de muzică. Toți am imitat același stil de muzică. Cum cântă ăștia la țambal, la orgă, la nu știu ce, toți cântă la fel. Zici că e unul și același. Asta e fântânele. Dacă te duci în altă parte a țării, e altfel. Dacă ceea ce au văzut, aia au imitat. Acum ce vreau să zic este, de unde vine treaba asta? Și auziți, de la început, când Dumnezeu a creat pe om, când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a făcut Dumnezeu, nu a mai fost Adam bebeluș, da? L-a făcut direct om mare. Dar problema e că Adam nu știa să vorbească, nu știa să umble, nu știa nimica din toate astea. Și Dumnezeu a zis, voi pune o putere în ochii lui ca ceea ce vede să poată să imite. Voi pune ceva puternic în ochii lui ca ceea ce vede să poată să imite la perfecție. Și Dumnezeu a zis, eu vreau ca Adam să se uite în fiecare zi la mine și tot ce vede la mine să fie transmis în el, aleluia. Tot ce se vede în Dumnezeu să fie apoi reflectat în Adam și Adam să fie ca și Dumnezeu. Extraordinar ce gând. Și Adam vorbea ca și Dumnezeu, se comporta ca și Dumnezeu, gândea ca și Dumnezeu, pentru că contactul acesta vizual îl avea el cu Dumnezeu. Extraordinar. Problema este că din pricina păcatului, contactul vizual a fost întrerupt, i-a scos Dumnezeu afară din grădină și afară nu a mai fost contactul vizual cu Dumnezeu. Și spune că oamenii s-au stricat. Spune că oamenii au devenit tot mai răi și toate întocmirile gândurilor lor erau pornite înspre rău. De ce? Pe cine îl vedeau ei afară? Cine a fost modelul lor afară? Așa cum Dumnezeu le spunea fiilor lui în grădină, fiți ca și mine, tot așa cel rău a profitat și a spus, voi acum fiți ca și mine. Vorbiți urât? Care e mai tare cu pumnul? Legea junglei, omoară pe fratele tău dacă cumva îți este în cale. Și Dumnezeu a zis, nu, ce s-a întâmplat cu omenirea? Eu i-am făcut să semene cu mine, dar iată că au ales să semene cu el. Și a spus, vreau să-i nimicez pe toți. La un moment dat, Dumnezeu din nou își întinde privirea și spune, vreau să-mi ridic un popor sfânt. Un popor care să fie ca și mine. Și l-a găsit pe Israel și spune lui Moise, Moise, du-te că am văzut chinul poporului meu. Am ascultat glasul lor. Am ascultat strigătele lor. Va trebui să te duci să-i scoți de acolo. Pentru că v-am pregătit un loc unde curge lapte și miere. Când îi scoate afară de acolo,
Primul lucru, dacă cercetați Scripturile, îl vedeți că îi învață: aveți grijă la ochii voștri. Aveți grijă la ochii voștri. Voi ați văzut multe lucruri în Egipt. Ați văzut cum ei se închină la zei. Ați văzut cum ei se închină la tot felul de animale. Ați văzut cum sărbătoresc ei. Ați văzut cum joacă ei. Ați văzut cum cântă ei. Ați văzut ce urăciuni fac ei. Nu cumva să faceți ce au făcut ei. Aveți grijă, Dumnezeu știa ce este în ochii lor, puterea aceea de a imita ce au văzut. Și i-a fost frică lui Dumnezeu că se va face lucrul acesta cu ei. Știți ce s-a întâmplat? Pleacă Moise pe munte și nu durează mult, vine poporul la Aron și îi spune: Aron, nu știu, a plecat Moise și nu mai vine. Și ce să facem? Hai să facem zei ca și în Egipt. Fă-ne un vițel de aur, așa cum am văzut în Egipt, să ne închinăm lui și astfel să zicem: Israele, ăsta e Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și Aron, ce-a zis? Păi știu cum să-l fac. Am văzut. L-a imitat la perfecție. Și Dumnezeu s-a mâniat. Și mare, mare, mare prăpăd a fost în seara aceea. Până acolo merge Dumnezeu, încât îi spune poporului, atât de mult a dorit sfințenie Dumnezeu în popor și să le păzească ochii, pentru că știau ce fac ochii aceștia, încât a spus: dacă cumva un copil se va ridica împotriva părinților lui, dacă își va necinsti părinții, dacă va vorbi urât cu părinții lui, să fie împroșcat cu pietre, să fie omorât pe loc, ca nu cumva ceilalți din jur, ceilalți tineri, ceilalți fii, să vadă și să facă și ei la fel. Mai bine să moară răul acesta din Israel. Doamne, așa de mult vrei Tu să păstrezi poporul Tău curat cu prețul vieții? Dacă cumva vine cineva și spune: haide după alți dumnezei, să moară pe loc, împroșcat cu pietre, ca nu cumva să vadă și ceilalți și să imite să facă și ei la fel. Au avut așa mare grijă Dumnezeu de lucrul acesta și încă îi mai învață și îi spune: auziți, vă voi duce în țara Canaanului, unde curge lapte și mierea, dar aveți grijă, acolo sunt popoare care m-au mâniat, care au pus vârf nelegiuirilor lor. Mi-este scârbă de ei, de aceea vreau să-i nimicesc, pentru că au făcut urăciune, au făcut lucruri care m-au mâniat. Nu cumva să vă închinați și voi la zeilor. Nu cumva să faceți ce veți vedea la ei. Aveți grijă de ochii voștri. Și începe Dumnezeu să facă cu ei o școală și le spune: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Știți ce s-a întâmplat? Tot ciclul acesta din Vechiul Testament. Știți ce se întâmplă totdeauna? Parcă e aceeași roată. Se uitau peste gard la vecini și vedeau că ei se distrează mai mult decât ei. Vedeau și spuneau: mai frumoasă e muzica lor la închinare, când vin și sărbătoresc pe Bal sau pe Astartea. Mai frumos e la ei, mai frumos se îmbracă ei, mai cu tare, mai nu știu ce. Și auziți, când plecau, nu pleca unul, ci tot poporul. Ce înseamnă ochii? Acum putem să înțelegem mult mai ușor ce înseamnă când ne spune Domnul Iisus: dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău e sănătos. Depinde unde privești. Dar dacă ochiul tău e rău și se uită la lucruri care sunt interzise, tu fără să vrei, le vei imita. Extraordinar. Și dacă vom vedea, ca o roată am spus, pleacă în poporul, se desfată în lucrurile acelea, Dumnezeu îi lasă să fie robi, să sufere, să le doară, ei plâng, se întorc înapoi la Dumnezeu și spune: gata, nu mai vrem nimica, ne întoarcem la tine din toată inima, Dumnezeu îi iartă, îi izbăvește, sunt ei cât sunt după voia Domnului și vine altă generație și din nou se uită: bă, dar totuși e mai frumos acolo. Hai să facem și noi ca și ei. Vreau să fiu mai fugitiv. Mai stăm? Aleluia! Auziți,
Știți ce îmi place în Vechiul Testament? Spune cuvântul Domnului că dacă împăratul era după voia lui Dumnezeu, tot poporul era după voia lui Dumnezeu. Extraordinar. Dacă împăratul făcea voia lui Dumnezeu, tot poporul făcea voia lui Dumnezeu. Dacă împăratul era rău și se închina la idol, tot poporul mergeau și se închinau la idol. Slujitorii din adunare, mă ascultați? Părinți, mă ascultați? Dacă tu ești după voia lui Dumnezeu, toți cei care sunt în jurul tău trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Dar dacă în tine se văd slăbiciuni, ce vrei să fie la ei? Doamne, mă rog pentru slujitorii din locul acesta să fie totdeauna niște lumini, niște pilde pentru voi. Ca părinți, de multe ori cerem de la copii lucruri care noi nu le facem. De multe ori le spunem lor lucruri care noi nici măcar nu ne mai gândim la ele. Pentru că știm că așa ar fi frumos, că așa... Nu, va trebui să fiu un exemplu. Va trebui să te vadă la rugăciune, să te vadă că citești Scripturile, să te vadă că iubești frații. Știți vorba aia? Păi dacă copiii tăi când merge acasă de la biserică te vede că bârfești pe toți frații, și ei vor face la fel. Era un copilaș, s-a dus păstorul la ei acasă într-o vizită pastorală, pe neașteptate, și au văzut soțul, soția, care e treaba, s-au dus repede în altă cameră să vorbească, să se sfătuiască ce facem, cum facem, cu ce îl servim. Ce... Și păstorul singur în salon și vine băiatul și tot se întoarce și tot se uită și ba încoace, ba încolo, se uita, se ducea în spatele lui, se uita, dar păstorul s-a mirat și de ce se uită așa la mine? Și spune păstorul, dar ce ai? La ce te uiți? Ce cauți? Păi nu știu, zice, mami și tati, că ai două fețe. Și tot mă uitam unde e a doua față. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi și ce vorbim la noi în casele noastre. Pentru că ceea ce văd copiii noștri imită, imită răutatea noastră, imită necredința noastră, imită toate nebuniile acestea care le vede. De aceea dă-ți silința să fiu o lumină. Spunea Domnul Iisus Hristos, voi sunteți o cetate așezată pe un munte și toți oamenii vă văd. Și ei când vă văd pe voi, va trebui să nu vă vadă pe voi, ci să vadă chipul Domnului Iisus Hristos. De ce? Și văzând faptele voastre, să proslăvească pe Dumnezeu. Astăzi, cu regret spun, de multe ori e defăimat numele Domnului din pricina noastră, din pricina faptelor noastre, din pricina necredinței noastre, din pricina că nu suntem noi după voia Domnului. Și zicem, Doamne, ai milă de noi. Dumnezeu ne-a creat și ne-a pus aici ca să fim chipul Lui pe pământ. Oamenii care nu pot să-L vadă pe Dumnezeu, să ne vadă pe noi. Și auziți, mergem mai departe. La un moment dat când vede Dumnezeu că chiar nu se poate și că nimeni nu poate să slujească pe Domnul și nimeni nu mai are un model la cine să se uite și să fie ca și El, îl trimite pe Domnul Iisus Hristos pe pământ. Și ca și cum i-ar fi spus, du-te și restaurează acest contact vizual între om și Dumnezeu. Ca toți oamenii, toți cei care se vor uita la tine, să fie ca și tine. Și vine Domnul Iisus Hristos și se spune despre El că umbla pe pământul nostru plin de har și de adevăr. Și spune, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Într-o seară spunea, voi mă numiți învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Dar dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, a trebuit să le arate în fapte lucrul acesta. Ce înseamnă ca El să se smerească și să înceapă să spele picioarele la toți ucenicii. Și spune, uitați-vă bine, că acum ceea ce vedeți voi, să puteți imita și voi, pentru totdeauna.
Și iată, după 2000 de ani încă copiii Domnului spală picioarele fraților. Și știm cum să ne smerim acolo pentru că învățătorul nostru a făcut-o. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Ioan, apostolul Ioan, e singurul care a fost la cruce. La crucea Domnului. Și acum gândiți-vă că Ioan, în el fierbea ceva. Acesta este omul acela care, măcar că a auzit atâtea predici de dragoste a Domnului Iisus Hristos, totuși el a fost omul ăla care nu credea în predicile acestea. De ce spun lucrul acesta? Măcar că a auzit predica despre cineva, dacă cineva te lovește peste un obraz, întoarce și pe celălalt, dacă cineva se judecă cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. A auzit toate predicile acestea. Dar auziți, când au ajuns într-un sat și a trebuit să intre în satul acela al Samariei și nu l-au primit, nu i-a primit, merge el și fratesul la Domnul Iisus și spune: Învățătorule, să poruncim să vină foc din cer peste ei, să-i mistuiască. Și Domnul îi spune: o, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Aveți grijă. Și i-au pus numele Boanerges, adică fii tunetului, pentru că erau așa mai agresivi. Omul acesta, imaginați-vă că stă la crucea Domnului Iisus și a auzit cuvântul care a spus Domnul Iisus Hristos, că Dumnezeu, Tatăl, a pus la dispoziția lui 12 legiuni de îngeri care sunt gata să intervină oricând ca să scape pe Fiul omului. Omul acesta stătea la cruce, dar acum vin acele legiuni de îngeri. Îl vedeau pe Domnul, l-a văzut pe Domnul Iisus scuipat, l-a văzut batjocorit, l-a văzut cum îl trăgeau de barbă, cum l-a pus să fie biciuit și parcă aștepta, ăsta e momentul, asta e acum culmea, asta e vârful acum, vor veni îngerii și vor face curățenie aici. Nu, nimica. A văzut că au ajuns să-i bată piroane în mâini, l-a pus pe cruce și veneau toți trecătorii și își băteau joc de Domnul Iisus Hristos. Și aștepta cu un cuvânt. Aștepta semnalul din partea Domnului să vină odată îngerii aceia. Dar în loc de asta, când odată a deschis Domnul gura, el aștepta altceva să vorbească. Dar când a auzit: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dintr-o dată a văzut că e posibil treaba asta cu iertarea. Dintr-o dată a văzut că e posibil treaba asta cu dragostea, să-ți iubești dușmanii, să-ți iubești pe cei care fac rău. Și din Boanerges, știi cum îl numim astăzi pe Ioan? Apostolul iubirii, aleluia! Pentru că când te uiți la Hristos, ești transformat! Nu mai ești același om cum ai fost înainte. Firea ta e transformată și devii cum este Domnul tău, aleluia! De aceea, ochiul tău va fi sănătos atâta vreme cât te uiți la El, la căpetenia desăvârșirii tale. Atâta vreme cât te uiți la El, chiar dacă ai fost rău până atunci, chiar dacă îți băteai familia, soția, copii, aveai probleme cu alcoolul, cu tot felul, când te uiți la El, te transformi. Devii mai bun. Devii mai iubitor. Te uiți la mâinile tale și nu mai ai putere să zici. Și zici: mă, înainte, la o treabă din asta, nu stătea nimeni în fața mea. Dar simt acum cum o dragoste vine peste mine. Simt că ceva s-a schimbat în mine. Ce se întâmplă? Îți spun eu ce se întâmplă. Ia chip Hristos în tine. Te întreb în seara aceasta, cât de mult a luat chip Hristos în viața ta? Ești pocăit de un an, de doi, de cinci, de zece, de 20 de ani. Tu cum arăți astăzi? Mai mult ca și lumea? Sau mai mult ca și Hristos? În seara aceasta Duhul Sfânt e prezent în adunare și ne cercetează pe fiecare în parte și un lucru care e viață și moarte. Că dacă nu ne recunoaștem în seara aceasta că avem chipul lumii noi, vai de capul nostru. Dar dacă în seara aceasta Duhul Sfânt ne face să recunoaștem că chipul care este noi este mai mult al lumii. De ce al lumii? Pentru că am privit mai mult în lume. Dorințele noastre sunt mai mult ale lumii. Ochii noștri privesc mai mult în ale lumii.
Și când vedem că ăștia au făcut o casă nu știu de care și noi vrem să facem aceeași casă, și dacă vedem că nu știu cine au făcut masă nu știu cum, vrem și noi aceeași masă, vrem și noi aceeași mașină, vrem și noi aceeași îmbrăcăminte, vrem și noi aceeași geantă. Eu nu mai pot să trăiesc, nu mai am liniște, nu mai pot să dorm. De ce? N-am geanta aia. Nu vorbim prostii aici. Sunt lucruri dureroase. În loc să nu mai poți să dormi, să nu mai ai pace, să nu mai ai liniște, pentru că în tine nu este caracterul lui Hristos și că încă ești lumesc și că încă noi ne plângem că nu avem pantofii, că nu avem nu știu ce casă, că nu avem nu știu ce vacanțuri. Ce chip este în tine? Recunoaște-te, cercetează-te în seara aceasta. Auziți, când noi ne cercetăm oamenii, de multe ori ne uităm la noi și știți ce e culmea? Că de multe ori ne vedem buni. De multe ori ne vedem că suntem bine. Merg la biserică, mai predic, mai cânt, mai cu tare, mai nu știu ce, mai dau bani la săraci, mai așa, mai cu tare. Și dintr-o dată văd că sunt bine. Dar auziți, când vii în casa lui Dumnezeu, când e prezent Duhul Sfânt aici, dintr-o dată ți este teamă și spui, Doamne, și eu m-am uitat la mine și am zis că sunt bine. Dar David a spus, Doamne, nu mai vreau să mă cercetez eu. Cercetează-mă Tu. Și vezi Tu dacă sunt pe o cale bună. Și dacă nu, pune-mă Tu pe calea veșniciei. Aleluia! Ce rost are să avem noi o părere bună despre noi? Ce rost are să aibă biserica o părere bună despre noi? Ce rost are să aibă familia o părere bună despre noi? Dacă Hristos nu-și găsește plăcerea, mai bine să aibă toți o părere rea despre noi, dar Dumnezeu să-și găsească plăcerea. Iisus Hristos este Domnul. Viu este Domnul care este în adunare în seara aceasta și care vrea să transforme, vrea să schimbe, vrea să dea un început nou și să pleci de aici cu ochii noi. Aleluia! Auziți, Pavel înțelege și el lucrul acesta. Înțelege și el ce înseamnă ochii, cât de important sunt ochii. Pentru că Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune ucenicilor, mai este puțin și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Doamne, cum se face că lumea nu te va vedea și noi te vom vedea? Voi mă veți vedea prin Duhul Sfânt. Spunea Filip, Doamne, arată-ne-L pe Tatăl și ne este de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Eu cu Tatăl una suntem. Pentru că tot ce este în Tatăl este și în mine, Filipe. Și de aceea tot ce este în mine, Filip, eu vreau să pun în voi. Aleluia! Eu nu o să mai fiu mult pe pământul acesta, dar vi-l voi trimite pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt vă va pune într-o stare după voia lui Dumnezeu și oamenii când se vor uita la voi nu vă va vedea pe voi, ci va vedea pe mine. Și spune Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Mai are putere cuvântul acesta pentru tine? Sau au devenit niște bazme? Au devenit doar versete care le spunem la predică? Ne uităm în jur și pe nimeni nu mai interesează lucrul ăsta în biserici. Trăiește cum vrei, e o timp de libertate. Ies afară din biserică și nu știu cum să se intre mai repede în vorbă despre lucruri firești. Cum e în vacanță, cum e cu tare, cum e cu lucru, cum e cu bișnițul, cum e cu tare, cum e cu tare. Mi-aduc aminte de oameni, de bătrânii noștri, după adunare, spuneau, eu încă mai vreau. Și spunea, haide să mergem la fratele cu tare să mai stăm în rugăciune. Haide că mai se adună acolo frații și mai stăm în prezența Domnului. Măcar că dimineața trebuia să meargă la lucru. Spuneau, vrem să stăm în prezența lui Dumnezeu. Nu cunoșteau mult cuvântul. Nu aveau predici pe puncte și sub puncte și nu știu cum. Nu aveau teorie multă, dar știau un lucru. Dacă Dumnezeu a zis să nu mint, orice ar fi, nu mint. Dacă Dumnezeu a spus să nu fac cu tare lucru, orice ar fi, eu nu-l fac.
Nouă ne trebuie, frate, nu minți. Dar frate, bun, când zici minciună, ție înseamnă minciună pentru tine. Dar dacă mergem așa pe două căi, dar dacă cu tare, dar frate, dar nu poți să spui acum că asta e o minciună, că nu e chiar o minciună. Doamne, ai milă de noi. Spuneam la cineva zilele acestea, mă doare pentru că frații au început să cerceteze Sfintele Scripturi. Păi de ce? Că le cercetează nu ca să se sfințească, ci le cercetează ca cumva să găsească niște portițe care să dea voie la nebuniile lor. Care să le dea voie să umble cum vrea. Păi noi suntem sloboți în Hristos, noi suntem liberi în Hristos, putem să facem ce vrem. Important inima să fie curată. O, Doamne, ai milă de noi. Și din nou spune Domnul, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Nu umblați după poftele firii pământești. Umblați, dar cârmuiți de Duhul. Și nu împliniți poftele firii pământești. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Și auziți, Pavel, ați găsit undeva scris unde spune Pavel, imitați-mă pe mine, că și eu imit pe Hristos? Numai că el spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. El a înțeles ce spunea Domnul, că voi nu veți mai vedea pe Domnul, dar eu îl văd. Pavel, ce faci? Eu văd urmele Domnului. Eu umblu în urmele Domnului și voi, pentru că nu vedeți pe ale Domnului, uitați-vă după ale mele. Și spunea, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, ca cei care vă văd să umble și ei după voi. Și auziți, și să fie vindecați. Aleluia! Extraordinar! Avem șchiop în adunare, avem oameni care de-abia umblă pe calea Domnului, avem oameni astfel în casele noastre. Spune, ție Domnul, umblă drept! Croiește cărări drepte cu picioarele tale și cei care se vor uita la tine vor merge și ei după tine. Aleluia! Dacă Domnul îți deschide ție ochii în seara aceasta să vezi calea lui Dumnezeu așa cum este ea, viu este Domnul! Că și alții vor merge după tine. Aleluia! Așa cum au mers după tine în nebuniile tale, în păcatele tale, în bișnițurile tale, să facă și ei bani cum faci tu, să facă și ei casa care ai făcut-o tu, să-și ia și ei mașina cum ai făcut-o tu, tot așa oamenii se vor uita la tine când vei face voia lui Dumnezeu. Aleluia! Și Biserica Maranata să fie un astfel de om, de oameni care să fie gata să răspândească lumina lui Hristos. Aleluia! Ați văzut ce se întâmplă acum la nunți? Ne-am uitat peste gard la moabiți. Ne-am uitat peste gard cum fac ăștia din lume și ne găsim plăcerea să facem și noi ca și ei. Am uitat că o nuntă trebuie să fie sfântă. Am uitat că o nuntă este spre slava lui Dumnezeu. Am uitat că o nuntă este umbra lucrurilor viitoare, că trebuie să fie ca și nunta care va fi în veșnicii, că mireasa trebuie să fie albă, fără pată, fără zbârcitură. Când te uiți la mire și mireasă, să tremuri tot să zică, oh, aștept nunta care va să vină. Totul e murdar. Totul e pervertit. Și știți ce facem noi, pocăiții? Dumnezeu să binecuvinteze tinerii și le dăm apă. Faceți în continuare așa. Le aplaudăm. Nu numai că știu hotărârea lui Dumnezeu, pentru că cine face astfel de lucruri este moarte. Dar nu numai că le facem, dar și socotim de buni pe cei care le fac. Unde suntem noi, biserica, astăzi? Deschide-ne ochii, Iisuse, să ne uităm drept la căpetenia desăvârșirii noastre și tot ce este în El să fie în noi. Auziți ce mai spune Pavel? Timotei 2 Timotei 3:10. Timotei, tu ai fost aproape de mine, ai urmărit de aproape, Timotei, ai văzut cu ochii tăi credința mea, ai văzut răbdarea mea, ai văzut când am fost în prigonire, ai văzut cum am fost cu frații, ai văzut curăția mea, ai văzut, fă și tu la fel.
imită-mă, Timotei, și alții când se uită la tine să te imite pe tine. Și tot așa, din imitație în imitație, din generație în generație, să ținem sus cuvântul vieții. Doi Corinteni 3:18. Haideți să vedem ce înseamnă cu oglinda asta, că spuneam despre oglindă la început. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Auziți? Atâta vreme cât noi ne uităm în Scripturi, atâta vreme cât noi îl căutăm pe Iisus Hristos, toate valorile Domnului Iisus Hristos intră în noi, se reflectă în noi. Și nu prin puterea noastră, ci prin puterea Duhului Sfânt. Suntem oameni noi, suntem oameni schimbați, oameni transformați. Și îmi place să spun lucrul acesta. La cruce, toți oamenii au fost iertați. Iertare e pentru toți oamenii, pentru toți păcătoșii, ticăloșii, tot felul de oameni. Pentru toți iertare. Dar auziți, dar numai cine îl primește pe Iisus Hristos ca Domn în viața lor, există și transformare. E diferență, așa este? Doar cei transformați vor ajunge în cer. Mai spuneam un lucru, cei iertați vor ajunge în iad. Cum așa? Cum adică să fii iertat și totuși să ajungi în iad? Și asta e cea mai mare problemă la pocăiții noștri, la țiganii noștri. Auziți, dacă copilul meu fură bani de la mine și merge la păcănele, vine acasă plângând că au pierdut toți banii, și îl văd că se căiește și spune: tată, nu mai fac niciodată în viața mea. Iertarea i-o dau. Te iert. Dar asta nu înseamnă că problema din viața lui a plecat. Că patima din viața lui a plecat. Știi ce face după 2-3 zile, o săptămână? Din nou caută să fură bani și înapoi la păcănele. Și din nou același lucru, și poate se întâmplă o dată, de 2 ori, de 5 ori, de 10 ori, și el tot să fie iertat, dar să se întoarcă înapoi la lucrurile lui. Auziți, noi țiganii, ce facem? Simțim așa o povară a păcatului peste noi și avem nevoie de iertare. Și dacă cumva nu avem iertare la noi în biserică, dacă nu, cumva nu mai simțim prezența Domnului la noi în biserică, că păstorul nostru nu-i bun, că cântăreții noștri parcă nu mai cântă frumos, fug pe la toate corturile. Caută toate corturile, cei mai mari evangheliști, cei mai mari, unde se simte prezența Domnului așa puternic, simt acolo ceva și spune: gata, sunt iertat. Ușurat, bine, mersi, și luni încep de la început. Dar așa, cu plăcere. Și atunci când are iarăi greu sacul în spate, când dau o povară, când simt că parcă nu sunt aproape de Domnul, parcă mântuirea lor e cu semnul întrebării, iar fug după tot felul. Sau după proroci, sau după evanghelii, sau după corturi, sau după evanghelizări, după tot felul. Dar auziți, cu iertarea poți să ajungi în iad. Spune cuvântul Domnului să căutăm să fim eliberați. Doar cei care sunt eliberați vor ajunge împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și încă o dată spun în seara aceasta: Doamne, eliberează-ne pe toți. Vrem să fim liberi. Ce auziți? Ioan, capitolul 3, de la versetul 1. 1 Ioan 3, versetul 1. Spuneam că important este să ne uităm la Hristos. Și de multe ori ne este greu să-L găsim pe Domnul. Spune Pavel că de multe ori bâșbuim ca prin întuneric să-L căutăm pe acest Iisus, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Când îl vedem puțin mai clar, când iar nu-l mai vedem, dar important este ca Dumnezeu să vadă că te lupți. Important este ca Dumnezeu să vadă că îți dai toată silința să fii după voia Lui. Și ceea ce ai auzit din cuvânt, ceea ce ai primit din partea Duhului Sfânt, că îți dai toată silința să te lupți. Chiar dacă cazi. Chiar dacă cazi. Dar Dumnezeu vede inima ta, vede dorința ta, vede că nu ești viclean. Asta e important. El te ridică și spune: mai mergi înainte. Mai continuă.
Și parcă de multe ori când cădem și ne ridicăm, parcă avem mai multă putere, mai multă dorință de a ne sfinți, de a fi lângă Dumnezeu așa cum îi place Lui. Și auziți acum ce spune cuvântul Domnului. După toată truda aceasta, haideți să ne ridicăm în picioare. Nu știu cât de ceasul. Spuneam despre acel contact vizual care a fost pierdut în Eden. Dar auziți ce spune Domnul. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. De ce? Pentru că îl vom vedea așa cum este. Contactul vizual va fi restaurat. Îl vom vedea din nou pe Dumnezeu așa cum îl vedea Adam. Și a fost Adam ca și Dumnezeu. Tot astfel, toți acei care vom ajunge să fim acolo sus, să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos față în față, la clipeală de ochi, vom fi schimbați și vom fi ca și El. Aleluia! Vrea cineva lucrul acesta? Dorește cineva lucrul acesta? Așteaptă cineva lucrul acesta, biserică? Nu, auziți acum că nu se termină aici. Oricine are nădejde aceasta în El, spune versetul 3. Oricine are nădejde aceasta în El, care nădejde? Că vom fi ca El, că L-așteptăm pe El. Și auziți, se curățește după cum El este curat. Ce avem de făcut, biserică? În fiecare zi să ne uităm la noi, să ne cercetăm și să spunem, Doamne, mai am asta, mai am asta, mai am asta, ajută-mă să mă curățesc de lucrurile acestea, Doamne. Doamne, dintr-o dată a intrat o lăcomie în inima mea, ceea ce până acum eu n-am cunoscut, Doamne, până acum nu mi-au trebuit lucrurile astea și dintr-o dată văd, Doamne, că au pus stăpânire pe mine. Doamne, ajută-mă să lupt împotriva acestei lăcomii. Dintr-o dată vine o invidie, Doamne, ce-i cu invidia asta? Doamne, scoate afară. Și auziți aici, vedeți? Ai motive de rugăciune. Spuneam cuiva să ne rugăm. Și spunea, băi, dar nu știu ce vă rugați voi acolo o oră. Ce vă rugați voi o jumătate de oră, trei ore? Eu în două minute am terminat toată rugăciunea mea. Păi normal. Tu nu știi ce ai nevoie. Tu nu te cercetezi. Dar cineva care vede care a ta slăbiciune, care este frică, ca nu cumva să fie găsit păcătos, ca nu cumva să fie găsit departe de Hristos, stă totdeauna înaintea Domnului. Doamne, mai cercetează-mă, Doamne, mai arată-mi ce trebuie să fac, unde să greșesc, unde am greșit, unde am căzut, unde am părăsit dragostea din tâi și arată-mi voia ta. Știți ce spune despre Domnul Iisus Hristos în Evrei? El este acela despre care se spunea că se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi la Cel ce avea puterea să-L scape de moarte. Cum, Domnului, a fost frică de moarte? Nu pentru asta a venit să moară? Dar nu-i vorba de moartea aceea. Știa că cel mai mic păcat, știa că cel mai mic păcat poate să-L despartă de Dumnezeu pentru totdeauna. Imaginați-vă, Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământul nostru 33 de ani jumate, dar în El nu s-a găsit nici măcar o firmitură de păcat. La cel mai mic păcat, la cel mai mic gând stricat, era să-L piardă pe Dumnezeu pentru totdeauna și noi să fim pierduți pentru totdeauna. Ce mare Dumnezeu avem! Merită Iisus Hristos toată slava, toată cinstea, toată gloria! Dar auziți că pentru asta se ruga cu lacrimi mari și disperat! Tu ești disperat să nu păcătuiești? Sau când vine la tine ispita, spune, a, lasă că toți o fac. Mai un păcat în plus. Vine cina. O, las că nu iau cina săptămâna asta. O iau luna viitoare. Unde-i disperarea din tine? Unde-i dorința să te păstrezi curat înaintea celui sfânt? Să plângi cu amar atunci când păcătuiești, când cel mai mic lucru în viața ta simți că se prăbușește pământul cu tine. Aleluia! Pentru că atunci când ești cu adevărat curat și cea mai mică vorbă care n-ai spus-o cum trebuie, parcă te simți cel mai păcătos om de pe lume și spui, sângele tău, Iisus, să mă curățească! Nu suport să știu că am păcat în mine.
Doamne, dă-ne putere să ne luptăm, să fim curați înaintea Ta. Auziți, eu v-am înțeles și în lucrul acesta. Și în seara aceasta să facem și noi ca El. Și spunea El, am făcut legământ cu ochii mei. Am făcut legământ cu ochii mei ca nu cumva să mă uit aiurea. În seara aceasta, în rugăciunea care vreau să o facem, fă un legământ cu ochii tăi. Nu știu unde ai privit până acum. Nu știu care au fost dorințele tale până acum. Cata vreme cât ne uităm în direcția aceea, nu o să scăpăm niciodată de dorințele acele. Schimbă-ți direcția. Caută-L din priviri pe Iisus Hristos. Caută frumusețea Domnului, spunea David, fă să strălucească lumina feței Tale peste noi. Să mă minunez de templul Tău, să văd frumusețea Ta, aleluia. Să mă îndrăgostesc de Tine în fiecare zi. Vă spun că cine vede pe Domnul, cine vede frumusețea Domnului, nu-i mai trebuie celelalte lucruri. Aceia fug după lucrurile acestea pământesc, care nu-L cunosc pe Domnul, care nu văd pe Domnul. Doamne, schimbă-ne. În seara aceasta, în rugăciunea aceasta, fă un legământ cu ochii Tăi. Și spune Domnului, Doamne, ajută-mă să mă țin de legământul acesta. Am înțeles în seara aceasta că trebuie să-mi păstrez ochii curați, Doamne. Ajută-mă să mă lupt, Doamne. Ajută-mă să păstrez ochii curați și a copiilor mei și a familiei mele, Doamne. Și ca lucrător în casa lui Dumnezeu, ajută-i, Doamne, să-i păstreze curați și pe cei din adunare. Să se uite unde privesc tinerii în ziua de azi. Că acolo unde privesc, asta vor deveni. Nu vă uitați-vă la copiii noștri. Vor și ei îmbrăcăminte ca nu știu cine. Vor și ei să fie așa. Dacă cineva se îmbracă, firmele astea mari, parcă nu mai suportă gândul că să iei ceva mai ieftin. Unde am ajuns? Ce am făcut? Domnul să aibă milă de noi. Haideți să intrăm în această rugăciune și Domnul Iisus să ne asculte pe fiecare în parte. Amin.